Povestea migrației românilor către tărmuri necunoscute. Încercări temerare și decizii curajoase. Migrația românilor către Statele Unite și Canada în perioada premergătoare primului război mondial a fost inițial un fenomen individual, cu temerari care se aventurau în necunoscut fără prea multe informații despre viața ce aștepta. Cu timpul, tot mai mulți români au decis să ia calea Americii, ajungând la un punct culminant înainte de război. Motivele acestei migrații erau strâns legate de contextul economic al Statelor Unite, care cerea mână de lucru în timpul boomului economic și de situația economică și politică din Ardealul sub control austro-ungar. Majoritatea românilor se îndreptau spre marile centre industriale, unde trebuiau să devină muncitori industriali. În Canada, atracția principală era posibilitatea de a obține pământ gratuit sau la prețuri simbolice, pentru colonizarea teritoriului vast. Migrația românilor în America era privită ca o șansă de a și refăce viața din temelii, oferindu-le ceea ce nu puteau găsi acasă. Migrația românilor, fuga de sărăcie și presiunea politică către tărâmuri necunoscute. În timp ce economia al nardealului sub control austro-ungar devenea tot mai dificilă pentru țărani, cu proprietăți agricole mici și taxe grele, Ideea de a căuta o viață mai bună în America devenea tot mai atrăgătoare. Presiunea economică și politică din partea autorităților maghiare a fost un alt factor important în creșterea migrației românilor. Sub presiunea șomajului și a sărăciei, românii au început să plece în masă către America. Migrația a fost alimentată și de frica de a fi implicați în războiul împotriva românilor de peste munți fapt care a determinat mulți tineri să caute refugiu în Statele Unite, unde puteau să evite confruntarea armată cu frații lor. Călătorie din Ardeal în New York, ritualuri, drumuri și destinații. Migranții români din Ardealul Austro-Ungar au început o lungă călătorie către America în căutarea unei vieți mai bune. Drumul începea de obicei prin Viena, de unde se îmbarcau pe nave spre insula Ellis din New York. Călătoria era adesea dificilă, cu condiții precare pe vapor și formalității riguroase la sosirea în Statele Unite. Însă, pentru mulți, aceasta era o oportunitate de a scăpa de sărăcie și depresiunea politică a autorităților maghiare. Odată ajunși în America, românii se confruntau cu dezrădăcinarea și cu incertitudinea, dar sperau că vor găsi un viitor mai bun. Aceste povești de emigrare nu sunt noi în istoria românilor, încă din secolul al XVI-lea, câțiva au traversat oceanul în căutarea unor noi începuturi, cum ar fi preotul Samuel Damian, care s-a împrietenit cu Benjamin Franklin.